Perța. Mă bucur că sunteți în număr atât de mare. O să vă rog să vă apropiați, să începem lansarea pe care am pregătit-o aici, în Londofon. Mulțumim foarte mult pentru găzduire. Lansăm o carte specială, o carte pe care am mai anunțat-o și de care sunt convins că o să mai auzim și în anii următori. Și Pavel mereu venea și spunea, uite, dar acolo aș vrea să mai intervin puțin, acolo, dacă se poate. Cartea era aproape de final și Pavel mai schimba câte ceva. Și asta mi-a dat un semn foarte bun. Eu, ca editor, în mod normal, ar trebui să mă enervez când vine un autor și îmi spune, uite, cartea e de BT, și îmi spune, nu, dar uite, știi, acolo vreau să mai transform un pic fragmentele alea, dacă se poate. Asta e un lucru care mie îmi place, pentru că îmi dau seama că autorul din fața mea este un autor conștient, este un autor care în continuu vrea să transforme, vrea să schimbe, vrea să devină mai bun. Ori ăsta cred că este un semn, unul dintre cele mai bune semne pe care le poți avea despre un autor. Nu este niciodată un autor autosuficient. Că despre carte. Cartea asta pentru mine a fost la început o surpriză și după ce trece surpriza, rămâi cu amintirea sau rămâi cu șocul. E o carte șoc. E o carte foarte bine scrisă. E o carte neunitară, e o carte care se duce pe foarte multe paliere, dar se simte, nu știu, o vână atât de puternică acolo. E un fel de amestec de roman polițist cu proză existențial-metafizică. Și aici v-am băgat în ceață, știu, dar chiar asta este. E o poveste. O poveste cu foarte multe ramificații, cu foarte multe personaje. Unul dintre ele moare. E o poveste care are până la urmă și o concluzie, dar este una dintre concluziile cărții. Pavel Păduraru este un scriitor care a debutat foarte bine, care s-a impus foarte repede în literatura română prin Carlic, romanul cu care a debutat aici și peste tot, cred, nu? Cine știe în viețile tale paralele pe unde ai mai fost? Numai Dumitru Crudu, care lipsește debutat de 3 ori și a luat 3 premii de debutat diverse locuri. Ei, și de atunci, de la Carlic, încă se vedea o mână serioasă de prozator. Eu cred că aici s-a mai rafinat. Eu cred că aici se simte mai mult de atât. E un fel de... Am încercat să identific sursele. Am încercat să-mi dau seama de unde vine vâna asta atât de, cum să-i spun, groasă, nu știu, profundă, pe care o întâlnesc la Pavel Păduraru în moartea lui Igor Alexandrovici. Păi și ca, na, orice cititor de suprafață, prima dată am zis, a, păi stai un pic, că aici este Bulgakov. După aia am zis, da, stai că e Bulgakov, ăsta este cu foarte, foarte, foarte mult Harms. După aia mi-am zis, da, stai că e și din Platonov ceva. După aia mi-am zis, a, stai că văd și un pic de Sorokin. Și așa mai departe. Ce este foarte important la toate sursele astea pe care le-am identificat și cu siguranță nu sunt singurele, este faptul că nu se simt ca fiind influențe care să transforme textul în așa fel încât să zici, a, uite, asta vine de acolo. Pavel reușește să-și asume toate aceste influențe, să le transforme în propriul text într-un mod absolut plăcut. Cred că o să vă placă foarte tare să citiți cartea asta. Nu eu vă vorbesc despre carte, deși am început să fac asta. Îi avem alături de noi pe Mitoș Mitleușanu și Vasile Ernu și la urmă o să ne spună și Pavel, care a dat un interviu, ați văzut, l-am pus acolo pe grup, în care nu spune absolut nimic despre carte și asta e foarte bine, e o tehnică de marketing excelentă, dar eu sunt foarte curios de soldatul ăla rus, totuși, poate spui două vorbe. O să încep cu Mitoș, că e chiar în dreapta mea. Mitoș, cum ți s-a părut cartea asta? Bună seara! Păi da, pe de-o parte știm că Pavel e jurnalist de investigație. El e acolo, unde e cel mai greu. Noi ne plimbăm, ne mișcăm, nu știu ce, suntem așa mai decadenți, ca să zic așa. Nu, el e foarte înfipt în spațiu, acolo, și știe foarte bine ce se întâmplă și filtrează chestiunea asta într-un mod schizoid,
cartea e cumva, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, se simte un... poți să înțelegi ce se întâmplă la noi. Dacă, mă rog, pentru un cititor care nu știe exact ce se întâmplă sau care e situația, nu e atât de important din punct de vedere, nu știu, a unei cercetări așa așezate, social-politice, să spun. Este important pentru cei care vor să afle la suprafață ce se întâmplă. Ori Pavel Păduraru vorbește într-un mod mai adânc, în așa manieră încât putem să înțelegem ce patologie este acolo sau ce încrengătură de patologii sunt acolo, ce încrengătură este acolo și din modul lui de a scrie, de a construi și de a ramifica povestea și felul lui de a spune uneori extrem de dur, alteori așa într-o manieră mai caldă, mai umană, cu un dezechilibru, de fapt, pe care îl pot sesiza în carte. Un dezechilibru, i-aș spune în ghilimele, necesar, pentru că eu nu cred în echilibru, sau, mă rog, cred într-o tendință de echilibru, dar, de fapt, există o imposibilitate de a atinge echilibru și atunci, probabil, asta e provocarea pentru mulți, provocarea să-l descoperi sau să-l caute echilibru, iar pentru alții este cumva o cercetare tocmai acolo unde unii poate, nu știu, în zonele pe care, nu știu, zonele care pe unii sperie sau, mă rog, pe marea majoritate îi sperie într-un fel. Ce poți să vezi și să înțelegi în carte dacă, de exemplu, ești foarte interesat așa dintr-o perspectivă psihologică, psihiatrică, socială și politică, poți să-ți dai seama ce se întâmplă în substrat, că până la urmă despre asta vorbim, nu despre ce se vede sau ce auzim la știri sau ce știm noi așa din discuții mai mult sau mai puțin superficiale, ci ce se întâmplă de fapt acolo cu oamenii, cu mințile, cu sufletele oamenilor, ca să mă exprim așa mai demodat. Ideea e că este o durere de fapt pe care o simți ca un fir, un anumit tip de disperare, dar care s-a calcifiat, a devenit cumva parte din organism și am învățat să trăim cu ea. Am avut odată un conflict cu un prieten de-al meu rus, care am rămas prieteni, care la un moment dat la o beție mi-a zis: bă, dar ce nu înțelegeți voi, că noi, voi fără noi, ce ați fi făcut? Ați fi rămas la oi, că noi v-am făcut oameni, noi v-am dat, v-am educat, v-am făcut bărbați, v-am făcut oameni, nu știu ce. Și am zis: da, dar ne-ai întrebat, poate noi am vrut să rămânem la oi, adică stai un pic, mai degrabă ne-ați îmbolnăvit, că acum nu pot să spun că sunt foarte fericit, decât dintr-o perspectivă culturală, poate una literară, dar asta este o zonă accesibilă unor oameni, să spun, care ajung în zona asta, adică cei puțini, până la urmă, să fim serioși. Nu, că tu nu înțelegi că de fapt noi voi ați preluat de... Și, cum i-am spus, vezi, aici există aroganța asta, tipic rusească de a... Nu tipic rusească, tipică pentru, nu știu cum să spun, pentru orice expansionist, până la urmă, de a toca, de a asimila sau de a distruge anumite culturi sau de a le transforma. Nu există un vinovat, nu există, asta e o mișcare firească, până la urmă expansiunea nu ține numai de ruși, americani sau mai știu ce zone sau, mă rog, mastodonți, e firească. Ajungi la putere, te expansionezi, nu te poți opri și de-aia ai și ajuns la putere pentru că nu te poți opri. Ce rămâne în spate nu mai contează. De fapt, în cartea asta noi putem să observăm și să înțelegem ce a rămas sau ce e, ce s-a întâmplat, cum suntem noi, care e boala sau care e patologia sau care e ghemul ăla de chinuri și de suferințe cu care ne, la un moment dat, ne luptăm, după care ne obișnuim, după care începem să le iubim și ajungem într-o relație din asta de sindrom Stockholm, că până la urmă cumva așa trăim. Pentru unii mai moale, pentru unii mai dur, dar până la urmă ajungem cumva să facem alifie și din, nu știu, din sticlă, din cioburi de sticlă. Adică, până la urmă, asta e. Și
e cumva curge, la Paul curge cartea, scrisul e cumva... uneori m-a dus cu gândul la scriere automată în anumite momente. În alte momente, exact cum spunea și Cosmin, m-a dus cu gândul la anumite... la anumiți autori sau în anumite zone, dar până la urmă el nu seamănă cu nimeni în mod normal, ceea ce este iarăși o chestie foarte, foarte bună, este foarte concentrat și aș recomanda o celor interesați de acele dedesubturi psihologice ale oamenilor din Moldova, din toate zonele în principiu. Și din România, dar în România există totuși un anumit tip de cumințenie, bine, în spatele, să zicem, unui pasiv-agresiv, așa să-i spun, transformat și el într-un anumit tip de conduită. La Pavel scurt-circuitează, are tot felul de, cum să spun, momente din astea mai greu digerabile pentru percepția imediată. Și asta e foarte... E o chestie extrem de importantă într-o carte. Nu ceea ce poți înțelege imediat. Ceea ce rămâne cumva se sedimentează și după asta lucrezi cu chestia asta mai târziu, îți amintești. Și el are aceste pasaje în carte care te... Nu vreau să spoileresc acum, desigur, dacă Pavel o să vrea să ne citească un pasaj, nu știu după ce, nu știu ce a ales, dar ideea e că sunt acele pasaje care scurt-circuitează și lasă un așa o dâră cumva... și te tot gândești ce era în capul autorului când a scris asta sau cum sunt momentele alea în care, cu care noi suntem de regulă într-o relație stranie de autocenzură, adică la un moment dat când scrii ai un beculeț și te gândești, dar oare cum o să perceapă cititorul sau ce anume o să creadă. Astea sunt cumva, cred, niște probleme de care suferă mulți, mulți autori, foarte mulți, cred că majoritatea autorilor. Imaginea și modul lor de a se, nu știu, oferi sau de a se prezenta. Și doar cei care pot citi dedesubturile sau sunt capabili să scaneze printre rânduri și să și au o percepție oarecum analitică, pot să înțeleagă și prin ce trece autorul, ce anume simte autorul și ce a vrut să spună, poate. La Pavel este foarte curios că sunt momente în care îți livrează foarte brut ceva, extrem, într-un mod brutalist, așa să spunem, și sunt momente pe care le filtrează și le dizolvă într-un mod extrem de accesibil și cumva accesibil, cum am spus, și asta face cartea să funcționeze, pentru că dacă momentele șocante sau momentele demente ar fi unul după altul, cartea s-ar auto-anihila. E necesar un contratimp și Pavel simte contratimpul ăsta. Asta este foarte important la un autor, să nu ne sufoce cu textul. Și atât, am vorbit prea mult. Nu vreau să spoileresc, v-am pupat. Adică mai intervin și eu, dacă e cazul. Așa cum zicea și Mitoș, și chiar și Pavel spunea în interviul despre care vorbeam înainte, este o carte despre societate, este o carte despre lumea în care trăim, este o carte despre ceea ce poate fi perceput dincolo de aparențe. Însă, această percepție, această viziune a lumii, a societății și așa mai departe, este făcută prin personaje, în cazul lui Pavel. Niște personaje dubioase, cu totul dubioase. Ei, un expert în personaje dubioase, cel care a scris și bandiții, este Vasile Ernu. Cum sunt bandiții lui Pavel? Îl doveni toți în specialiști în bandiți. Eu sunt cel mai puțin, eu mi-am asumat să o spun pe față, dar dacă stai cu ei la povești, o să vezi că știu mult, chiar cu Pavel, te-am stat încet povestim, zice... Păi să spun, el deja avea expertiză mult mai mare ca mine, pentru că a lucrat în ziarist de investigație, care a văzut, a întâlnit o mulțime de lucruri. Noi cu Pavel ne cunoaștem destul de puțin într-un fel, în sensul că ne-am intersectat, ne-am văzut foarte rar și foarte puțin, din păcate. Mi-aduc aminte când mi-a dat cartea Carolic și am citit-o, mi-a plăcut foarte mult. Și întotdeauna mi s-a părut un scriitor nedreptățit, în sensul în care este nu atât de bine cunoscut aici și
Bine, l-a prins și vâltoarea, să zicem, jurnalismului muncii. Trebuie să mănânce cineva o bucată de pâine. Și nu a fost în prim reflectoare, dar e un scriitor care mi-a părut foarte important și diferit. În ce sens? Pentru că mie mi s-a părut că literatura semnificativă în sensul românească scrisă de oameni din Basarabia, valoarea foarte mare e cea care încearcă să nu mimeze ceea ce se întâmplă în România. E o tendință puternică, spațiul românesc presează mult și atunci evident când citim pe Iescu, pe alt Iescu și alt Iescu, fiind în periferie, vrei să mimezi centru. Asta este o tendință, indiferent în ce zonă ne aflăm. Cei care stau în Europa vor să fie ca la Paris, cei care vor să fie asta, noi vrem ca la București. Și atunci, când eu întotdeauna am spus, băieți, uitați de Iescu, o să fiți Iescu la mâna a doua, a treia, scris despre voi ce vă frământă, ce vă doare, știi? Și la Pavel